pentru mine cuvântul turbină e o enigmă. Cum mă întreb pe mine care e diferența între motorină și benzină? Am pus motorină în loc de benzină. Vrem să știm dacă ai făcut vreodată sex în vreo mașină. Nu aș vrea să răspund la întrebarea asta. În Aventador. Merge? Ai făcut? Sex. E foarte arogant doar dacă răspund. Câte mașini ai, Andy? Ai participat la curse ilegale? Primești multe propuneri indecente? Pentru că ești bogat? De la femei? Da! Nu sunt nici măcar bi. Nu, și el are și soție și eu am încredere că el de frica sex. Adevărat! Ești o persoană geloasă? Ei spune să-și facă o operație estetică? Acum da. Eu acum îmi dau seama că am totuși șanse. Deci eu în 15 ani pot să fiu ca... Eu îți dau o lună. Dacă le vedeți astăzi pe Octav trist, este trist din două motive. Prima oară a fost trist pentru că eu acum vreo câteva zile, când m-a sunat și pentru că Octav vorbește nu mult, el ar putea fi referința pentru vorbitul interminabil, mai ales la telefon și, nu știu, față-față, vorbește extrem, extrem de mult și, în general, nu atinge niciodată un subiect anume. Practic, el se învârte așa în jurul cozii. M-a sunat și mă întreba ce facem cu invitații, când putem să filmăm, când putem să nu știu ce. Fiindcă eram pe drum de la un concert la un altul și eram răgușită și obosită și n-aveam niciun chef să vorbesc cu Octav și să-i spun când aș putea eu să filmez și cum aș putea, i-am zis, bă, Octav, nu mă mai suna pe mine, că eu nu o să mai fiu la emisiunea asta. Eu cred că am filmat acum, ultima oară când am filmat ultimele ediții, vorbește cu oamenii din producție că vor să ne schimbe. Eu nu o să mai fiu cu tine. Și uite că tot sunt. N-am ce să fac, de asta e trist. Unul la mână, doi la mână, e foarte trist, oameni buni, pentru că și-a cumpărat și el o mașină. A investit pușculița lui, practic ultimii lui bani pe care îi pregătise pentru, știți cum, mama când era un pic mai tânără, zicea, bă, îmi strâng bani de prosoape. Deci prosoape însemna când mori, da? Deci de înmormântare, strângea, cum da, era. Își strângea bani de prosoape. Așa și Octav și-a strâns ultimii lui bănuți, făcuți cu greu și trudă, pentru a-și cumpăra un BMW seria 3 din 2011, spune el. Acum tot el spune și susține că mașina la prima vedere era una extrem de bună și că mergea, funcționa perfect și că actul de garanție pe care l-a primit la această mașină îi garanta că mașina este în perfectă stare de funcționabilitate sau da, funcțională sau cum să o spune. E, ce-i drept, oameni buni, Octav este supărat pentru că fix când era lumea lui mai dragă, mașina s-a stricat. A după rămas, o zi, adică, după practic. O zi, i s-a aprins, vă citez, s-a aprins senzorul de ulei care spunea nu știu ce și mai spunea mașina dintr-o dată, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă că motorul poate fi avariat. Și am putea să continuăm discuția asta mult și bine, pentru că Octav a spus-o tuturor, a repetat-o de vreo 24 de ori, e trist și supărat. Dar avem un invitat foarte special care îi face necaz cumva lui Octav. Unu, pentru că se pricepe la mașini. Doi, pentru că desconspiră toată sămsăria asta din lumea mașinilor. Iată că ne confruntăm astăzi cu un episod de genul. Și trei, are Lamborghini Aventador și, sau cel puțin asta avea când, știu eu, mă uitam și-l urmăream. Andy Popescu, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Bine ai venit. Îți mulțumim că ai venit. E o situație dramatică la noi. Băi, nu, eu vreau să știu așa. Eu aici am crezut că de asta spui că sunt trist. Da. Că a venit Andy Popescu, adică, frate, omul are succes. E foarte bine ancorat în business. Da. Mașini frumoase. Are păr. Nu mai zic că are și păr, bravo. Implant, bravo. Nu păr. Bă, nu contează, are. Două. Adică cine, ia uzi. Era mai chel ca tine dacă n-aveam implant. N-a reușit primul? Ba da, am vrut mai multă densitate. Practic, deci tu ca să poți ajungi să-ți faci părul lung, cum ți-l dorești tu, cam până pe aici la umăr, îți trebuie 4-5 implanturi. Și poți să-ți faci și tu după aceea freza lui, stai să mă gândesc, Laurențiu Cazan în tinerețe. Dar oricum și semeni. Grea asta. Dar eu mă gândeam altfel, nu mai bine reușesc eu în business, în ceva, nu știu, un Aventador și pot să am și păr după aia, mă vede lumea ca am și păr, nu mai contă. Oricum, femeile sunt înnebunite acum după tine, dar aminte când vei avea tu Lamborghini Aventador. Așa-i? Sunt sigură că... Așa da, aici, caracterul contează mai mult. Prin televiziune sunt înnebunite Andy după el. Înnebunite toate sunt date pe spate. Unde mă că zici că sunt pedepsită în toate viață? Toate femeile de serviciu, toate portăresele, toate te vor.
Păi normal, nu vezi ce bicep și are? Mâncă, bravo, mă, mică, zi-o pe aia. Andy, te afli la un detector de minciuni, care va spune, adică anume Octav, judecătorul, dacă tu ne minți sau nu. Noi să spunem câteva întrebări la care tu răspunzi da sau nu, dezvoltăm când simți nevoia și totodată vreau să te relaxăm. Nu vreau să intrăm așa în situație încordați. Astfel că am pregătit pentru tine astăzi, de la prietenii noștri de la Domeniile Davidescu, un vin alb sec de data asta, pe care îl vom deschide și îl vom bea împreună. Perfect. Până când colegul meu se ocupă de onoruri, am să încep cu prima întrebare ca să nu lungim treaba. Ce bine că am venit cu taxiul. Bravo. Ia uite ce noroc. Și eu la fel, ce bine că n-am mașină, că mi s-a stricat. Îmi pare rău pentru mașina ta. Așa. Am un smart, dacă-ți trebuie. Perfect. E mai ai bine investit am foarte mulți bani în criptomonede? Depinde pe cine întrebi foarte mulți bani. Pe tine? Nu. 50.000 de euro. Nu consider că e o sumă foarte mare. Nu. E o sumă foarte mică. Foarte mică. Nu are dreptate. Acum nu vreau să par arrogant, da? Dar nu e o sumă mare, o sumă mică. Adică mă permit oricând să o investesc în o... Eu de 50.000 de euro, spre exemplu, de obicei îmi iau pâine, să zicem. Eu îmi luam o mașină, cred că care nu deja se strica. O să zic că sunt arrogant. Tu ai pus bine problema, depinde pe cine întrebi. Pentru unii e o sumă foarte mare, pentru unii e o sumă foarte mică. Dar aș vrea să știu cât te-a costat prima monedă cripto pe care ai cumpărat-o. Eu nu am cumpărat monede, eu am minat Bitcoin. Deci în momentul când a apărut Bitcoin, m-am apucat să minez Bitcoin. Și n-am făcut nimic cu el, i-am vândut pe nimic. Deci n-am făcut bani cu cripto, din păcate. Și mai târziu am investit bani în, tot în minare, în plăci. Pentru că, practic, tu trebuie să cumperi calculatoare și calculatoarele minează Bitcoin. Așa se face Bitcoin, așa se produce Bitcoin-ul. Cumpărând calculatoare și punând calculatoarele să muncească. Cam câte calculatoare ai? Păi nu, aveam. Nu mai ai? Da, nu mai am, da. Am băgat 30.000 de euro în niște... Mulțumesc frumos. Deci ai investit 50.000 de euro în cripto per total. Da. Cât ai câștigat? Cât ai scos? 30? 20? Cam așa. Deci ai fost în pierdere, da, cumva. Da. Dar tu ești ca noi. Exact, dar pentru că eu când m-am apucat de YouTube am vorbit despre cripto, oamenii au impresia că am făcut bani din cripto. Dar eu nu am făcut bani din cripto. Hai noroc! Stai mă să torci, eu te rog, eu nu te grăbi că îmi plouă în gură, stai un pic. Uitați-vă cât de mult își pune în pahar eu de ca supărare. Ca la țăra. Doamne ajută, mulțumim Domeniile Davidescu, un vin extraordinar de bun. Armonie. Bun. Așa. Faci banii la fel de ușor cum dai sfaturi? Acum da. Pentru că în momentul când ai bani, este foarte ușor să faci bani. Este foarte greu să faci bani când n-ai bani. Pentru că trăim în capitalism, da, și capitalismul favorizează oamenii care au capital. Deci da, pentru că... acum am 5-6 firme, îmi e foarte ușor să mai deschid o firmă. Pentru că deja ai posibilitatea, da, asta financiară. Bun, deci spune adevărul. Da. Spune-mi, spune din ce faci bani în acest moment? Am o firmă de construcții, deci dezvoltator imobiliar. Am 15 case făcute, din care am vândut 2, mai am 13 de vândut. Ne lași cu banii rate? Întreabă unde are întâi, ca unde să vezi dacă... Andy? Așa. La 7 km de Piața Unirii, înspre... Înspre Bagadiru. Bine! Ideea e că sunt toată... duplex? Da. P plus 2. P plus 2, da? Ideea e că toată lumea vinde acolo cu 130-140.000, eu le vând cu 95.000. Chiar le vând super ieftin. Poți să testez să vezi că nu... Dacă vinzi penthouse-ul tău, te muți acolo, curticică, fițe... Dar de ce să-l vând și să nu mai achiziționeze sau pe proprietate? Sau încă una, că acum ați merge, am uitat. Iartă-mă pe mine că eu am greșit. Ne lași cu banii rate, Andy? Adică să-ți dăm și noi acum... Noi putem să plătim cam 5.000 pe lună. 5.000, 6.000 maxim. 2.000... Păi eu spăg la oră cu 7.000 jumate momental și tu mă întreb dacă... Trebuie să-mi fac niște calcule pentru... Bine, eu, și în anunț. Pentru că dacă mâine bag 100.000 într-o afacere, da, câștig foarte mult. Și atunci trebuie să mă gândesc dacă merită sau nu. Să blochezi. Dar uite, de exemplu, eu stau în chirie. Eu sunt românul tipic cu Lamborghini și stau în chirie. Interesant. Leșin. Dar de ce nu ai casa ta? Adică ai 15 case ale tale, dar de ce totuși... Pentru că prefer să stau la 2 minute de muncă, și banii pe care eu i-aș... Îți dai seama, adică chiria... Nu blocați banii, eu când vă spun să nu blocați banii. Da, da. Luați tot un leasing. Trebuie să fii relaxat să faci chestia asta, știi? Pentru că dacă nu ai asset-uri pe lângă, atunci parcă te simți așa, bă, dar eu chiar stau în chirie și am Lamborghini? Adică nu face ai sens. Ai 17.000 de case, cum adică... Nu, doar 13 mai am. Am vândut 2, ți-am zis. Ok. Intrați pe andipopescu.ro și vedeți. Până una altă, tu umplei paharul invitatului nostru, lasă-ne cu teoria. Vreau să știu dacă ți-ai dat vreodată toți banii pe care aveai pe o mașină. Da.
acum 15 ani și nu regret. Zici adevărul. Da, da, da. Ce mașină era? Era un Mercedes SL, ultimul model. Mamă. Și nu regret absolut deloc. Nu spun că este o decizie bună pentru toată lumea. Pentru mine a fost foarte bună, pentru că m-a făcut să visez la ce pot avea. Mi-a dat foarte multă putere de muncă. Ai nevoie de dopamină. Dopamină este molecula of more, știi? Da. Adică vrei mai mult. Și mi-a dat foarte multă putere de muncă și simt că am ajuns. Am făcut ceva. Cu siguranță. Dar nu înseamnă că trebuie să facă toată lumea chestia asta. Normal că nu. Eu greșeam. La tine, atunci a fost o chestie care ți-a dat un motor și un imbolt să muncești ca să-ți permiți mașina aia, ca să-ți mai iei încă una. Cred că în cele mai multe cazuri e o decizie proastă să dai toți banii pe o mașină. Sau pe un lucru. Sau pe un lucru, da. Cineva foarte bogat, iartă-mă, spunea că în momentul în care tu vrei să faci o achiziție, ar trebui să te gândești dacă îți permiți de 10 ori lucrul ăla ca să ți-l iei. Jay-Z a zis. Păi eu nu primi nimic de 10 ori din ce mai am. Băi, nu, dar sau măcar de 2 ori sau de 3 ori, nu mai știu, că erau și astea, că au mai adaptat-o oamenii. Eu acum îmi dau seama că am totuși șanse, deci eu în 15 ani pot să fiu ca... Eu îți dau o lună. Nu, ai în 15 ani, că dacă mi-am dat toți banii pe mașină, care ce că să vezi, la mine nu merge, dar e bine că eu în 15 ani o să fiu cel puțin. Să știi că ai nevoie și de o doză de noroc. Înțelegi? În viață? Întotdeauna. Da. Dar cel mai mult este perseverența. Și mindset-ul. Mindset-ul, adică cine crezi că are mai multe șanse să reușească în viață? Unul care zice, eu pot, eu o să... Sau unul care e greu, ai nevoie de noroc. Asta, da. Este vorba de a-ți îmbunătăți șansele de reușită. Despre asta e vorba. Adică, cu siguranță, mindset-ul, adică să crezi în tine, o să te ajute să-ți îmbunătățească șansele de reușită. Dar și nimeni nu spune că vei reuși. Dați-mi șansele. Din contră, de multe ori când spui chestii, băi, o să fac, o să reușesc, vin oameni și spun, păi, Ioana, trebuie să muncești mult pentru asta, da, tu știi corect, chestia asta. Să fii realist. Da, știu că trebuie să muncești mult, dar nu toți trebuie să ne spătim prin muncă. Contează foarte mult dar și cum gândim. Ok, că nu stau așa, o să am mulți bani, o să fiu star, exact, o să nu știu ce. Nu, dar nu poți să-mi spui tu mie că eu nu pot să gândesc măreți pentru mine. E dreptul meu să fac. Știi cartea The Secret? Da, bineînțeles. Toată lumea pentru ea, despre ea. Ideea este nu doar să te gândești, trebuie să și faci ceva în direcția să manifesti. Exact. Era bancul ăla, dacă mi-aduc bine aminte, cu Dumnezeu și cu cel care zicea, Doamne, ajută-mă să câștig la loto. Joacă la loto. Joacă la loto, adică. Ai o mașină pe care ți-o dorești foarte tare? Adică pe care nu o am? Da. Da. Nu, chiar nu am, sincer. Toată viața am avut mașini pe care să mi-o doresc, acum simt că nu mai am. Chiar deci, mai practic, am. Ai deja mașina visurilor tale. Da, deci, iar o să par arogant, dar uneori când mă trezesc dimineața, am impresia că visez. Și că viața mea nu e atât de frumoasă. Pentru că eu, la 18 ani, sincer, visul meu era să pot să îmi permit să mănânc la McDonald's. Și atunci când tu vrei să ajungi aici și ai ajuns aici, e ireal. Dacă tu setezi, vreau să fiu miliardar și ești doar milionar, nu prea ești fericit. Nu, da? Adică fiecare, na. Trebuie să luăm pas cu pas. Deci, practic, Lamborghini Aventador e mașina visurilor. Chiar este, da. Ce chiar este. Adică, deși Bugatti este de 10 ori mai scumpă, pentru mine nu înseamnă, pentru că eu sunt pasionat de mașini. Ai o mașină cu turbină, când ai apăsat accelerația, nu fuge imediat. Trebuie să se încarce turbinele. Adică știu foarte multe despre mașini, e pasiunea mea și îmi place mult mai mult cum arată. Andy, pentru mine cuvântul turbină e o enigmă, deci nu spune ce înseamnă turbină, poți pe mine să mă câștigi într-o conversație, pe mine întreabă-mă, nu știu, de o geantă, de un make-up, de un parfum, când ai spus că aia are turbină și aialaltă n-are, ca și cum mă întrebi pe mine care e diferența între motorină și benzină, că una are ardere, că una n-are ardere. Bă, da, aici să știi că ai dreptate, că eu am făcut treaba asta când am băgat altceva în loc de altceva. Niciodată în viața mea, când mă vezi tu pe mine de blondă, nu am pus motorină în loc de benzină sau invers. Eu am pus. În fine. Ai făcut vreo mașină cadou cuiva? Nu am făcut. Nu minte. Da, chiar n-am făcut. Dar apropo de mașină să... Dar ai face... Mi-aș dori să fac lucruri care mă fac fericit. Adică e clar că oamenii care donează mașini nu le donează fără să-și dorească, fără să aibă plăcere. Eu, din păcate, n-am avut plăcere, știi? Eu am avut o copilărie destul de nefericită. Une iubite, noi ne referim dacă ai făcut cadou, nu să donezi în scop caritabil. Poate pe viitor. Da, nu, la asta mă gândeam că poate ar simți. Deci nu ai făcut treaba asta niciodată. N-ai simțit că ți-ar da fericire treaba asta. Apropo de mașină și de chestii făcute în mașină și cu mașina, vrem să știm dacă ai făcut vreodată sex în vreo mașină. Da. Da, nu minte. Și nu minte. Și mai vrem să știm mai departe, scrie aici, să nu credeți că întreb. Eu, asta e de-ale mele, de dar bătrân. Dar în Aventador merge? Ai făcut sex? În ciuda numeroaselor încercări, nu se poate. Pentru că când ești foarte dotat, te mai lovești de tavan, de volan, de... Ai rămas vreodată, Andy, fără permis? Da. Da.
Nu minte. De ce? Minte. Viteză, alcool? Între Slatina și Pitești am mers cu 151 și limita era 100. Și deci am avut un kilometru peste. Și m-a oprit polițistul și a zis, Andy, n-am ce să-ți fac. Te cunoștea? Da. N-a mers nici varianta aia cu... Nu, dar nu, eu mi-asum, adică de ce sunt? Nici foarte sumă. Și cât ai stat? Păi am stat, știi ce am făcut? Fii atent, pentru că am permis de America. Ai mers cu ăla? Nu, m-am dus în Germania și mi-am cumpărat Aventador. Și am condus prin Europa. Pentru că ai voie să conduci în afara României. Deci, suspendarea... Dar și cu permisul de America poți să conduci în România. Păi da, permisul era suspendat pe teritoriul României. Deci suspendarea este valabilă pe teritoriul României. Da. De asta am putut să conduc legal prin Europa. Și da, dacă îmi suspendă... Trebuie puțin tu acum spui, deci eu dacă am permis și de România și îmi suspendă în România... Tu ai de Bulgaria, da. Octav, nu ai de... Da, este legal. Vorbește cu eu pot să merg în străinătate cu... Da. Exact, pentru că suspendarea este valabilă pe teritoriul României. Eu știam că și dacă, spre exemplu, ai permis românesc și ai și permis de Anglia, spre exemplu, da, și îți suspendă permisul românesc, tu cu cel de Anglia poți să conduci liniștit în România. Da. Nu, în România nu. Nu? Nu, pentru că suspendarea este, îți suspendă dreptul de a conduce pe teritoriul României. Știu sigur chestia asta pentru că m-am consultat. Ca persoană. Da, ca persoană. Și dacă mă numesc, spre exemplu, și altfel? Nu, dacă am nume nu de scenă. Nu, dar uite, asta e bună că dacă știam... De filozof rămâneam. Deci, da, deci acum un an jumate când mi-am cumpărat Lamborghini, atunci am rămas ultima oară fără permis. Dar nu mi se întâmplă des, să știi, pentru că nu sunt un vitezoman. Ești, la 20 de ani eram, acum am 41 de ani, am familie, am copii, nu mai nu, dar scuză-mă, măi, la anumite mașini pe care, uite și asta pe care ți-ai luat-o, scuză-mă, care? Nici nu-ți dai seama când ai 150, adică... Care te referi la Tesla? Aventadorul sau nu știu, adică... Bă, Tesla e mai rapidă decât Lamborghini, da, să știi, da. Tesla e mai rapidă decât Lamborghini. Păi câte mașini ai, Andy? Nu aș vrea să răspund la întrebarea asta, nu din falsă modestie, din... Că nu știi, adică atât de mult încât nu știi. Nu, dar e foarte arogant doar dacă răspund, sincer. Mai mult de 10? Nu. Mai puțin, dar hai să nu... Atunci, dacă... Nu, băi, sincer, nu, mai chiar care e faza? Eu chiar mă consider o persoană modestă, nu pentru că dă bine la public, ci pentru că chiar simt chestia asta. E foarte frumos. E ceea ce simt. Ai participat la curse ilegale? Da. Da. La cât se prescriere? Acum și 10 ani? Nu, la 5 cred că se prescriu. Deci tu oricum poți să zici... Să știi că și Octav participă la curse ilegale. Mai după mult doamne. De la supermarket cu bătrânele. Ce face? Mă, te ador, n-ai ce face? Asta să vă spun. Deci el practic pleacă cu plasele și lângă el și băbuțe. Și practic el se întrece care ajunge mai repede pe jos cu plasele. Da. Deci, ai împrumutat mașina vreunui prieten? Absolut toate mașinile le împrumut prietenilor, în afară de Lamborghini. Vrei să fim cei mai buni prieteni noi nu, trei? Că eu eram fier pasta, deci eu asta vreau să ne întreb, am crezut că zice, dar s-a prins. Și de ce nu? Pentru că eu am plătit casco, e 15.000 de euro casco pe an la Lambo. Da. L-am plătit 4 luni de zile, pentru că 4 luni de zile mi-a luat să cunosc mașina foarte bine și să pot să fiu stăpân pe ea. Și am zis că, bă, dacă o bușesc, îmi iau alta. N-ar rău să dau 15.000 pe an, 15.000 de euro pe an. Și asta e, dacă o să fiu atât de prost încât să bușesc mașina din vina mea. A, da, la aia înțeleg că orice s-ar întâmpla la un Aventador, cât de mic ar fi paguba, costă mai mult decât... Te parchezi sub un copac, da, sub un ceva, și vine o vijelie, vine o zăpadă și atunci se distruge mașina, eu zic că e totuși bună prevenția cu casco. Fii atent, pentru unii da, pentru alții nu. Pentru mine, de exemplu, care eu țin mașina numai în garaj și o folosesc seara sau un weekend, niciodată nu parchez. Și nu pleci cu ea niciodată? Niciodată nu plec. Adică nu-mi place, nu e o mașină care să... Știi cum e? O căruță. Chiar e o căruță, adică Tesla are suspensie pe aer, e ca un Mercedes, are chiar suspensie de Mercedes. Deci gândește-te, Mercedes suspensie puf, da? Lamborghini căruță, tu cu ce ai pleca? Lamborghini e bun pentru sportivitate, dacă vrei să simți adrenalină, pentru aia e bun. Dar nu e bun să te duci la mare, de exemplu. Și o spune oricine, și Ferrari și toate mașinile astea sunt bune pentru sportivitate, atâta. Ai o companie de amane pentru mașini. Da, cea mai mare din România. Și... Și nu am și eu un Smart din 2002, nu știu dacă poți să-mi dai pe el 500 de euro ca să-i donăm băiatului ăsta să-și păi repare. Păi că mi-am dat eu pe a mea cu 1000. Ai pierdut vreodată bani la vreun contract? Da, pentru că da. Eu am... Zici adevărul, nu? Da. Am compania asta de 8 ani de zile și s-a întâmplat să noi ca firmă să luăm țepe, știi? Pentru că vin oamenii și încearcă să scape de cadavrul lor la amanet. Ok. Și atunci noi, cu cât oferim mai mulți bani, cu atât câștigăm mai bine. Dar nu trebuie să dăm prea mulți bani, că după aia ne lasă cu cadavru, cu mașina. Bun. Și cum s-a întâmplat să pierzi? Păi, de exemplu, au venit răufăcători, mulți.
Care furaseră mașinile, matriculaseră cu acte false și au adus-o la manet. Wow. Deci am pierdut sute de mii de euro, efectiv. Doar că noi ne-am adresat justiției și am câștigat procesele, evident. Mm-hmm. Pentru că tu, ca și firmă, nu ai nicio vină că nu e fals. Păi nu, și știi de ce? Pentru că noi verificăm fiecare mașină în toate bazele de date. Și salvăm, când a venit omul și a manetat mașina, noi salvăm, uite aici, am verificat mașina. Adică noi chiar facem totul să nu luăm țeapă. Dar uneori și sistemele apăreau ca fiind ale lor. Da. Sistemul și fapt, e, da, și, înseamnă da. Că erau niște răufăcători foarte bine pregătiți. Adică nu, le furau din Italia, că cele mai multe mașini furate sunt din Italia, le făceau acte false și le matriculau în România. Wow. Dar ideea este că, vezi, justiția, în care lumea nu prea are încredere, ne-a dat dreptate nouă. Adică și atunci am câștigat procesele. Pagubele, cum le-ați recuperat? Pagubele au rămas, e vorba de sute de mii de euro, dar e ongoing, știi? Mm-hmm. Adică așteptăm că se rezolvă. Da. Deci se întâmplă foarte des să iei țeapă. Adică asta e principala problemă. Când cineva aduce mașina la manet, vrea foarte mulți bani. Dă care mai a fost mulți. Cea mai scumpă mașină care a fost adusă la manetul tău? Cred că o mașină de 200.000 de euro. Și cât i-ai dat pe ea? De obicei se dă cam jumate la manet. Pentru că dacă dai mai mult, omul riscă să o abandoneze. Și după aia trebuie să te adresezi executorilor judecătorești. Ce e foarte important este că noi la firmă vrem să fie clientul mulțumit și atunci îi explicăm absolut toate detaliile. Nu îi punem contract în față, băi, ia semnează aici. Nu, îi explicăm, și atunci, adică să înțeleagă omul. Să înțeleagă, bă, ăștia mă sună cu două zile înainte de termen. Nu suntem obligați să facem chestia asta, dar o facem tocmai ca să nu întârzi. Nu știu, adică simt că nu profităm de oameni. Sincer, deci nu faceți ca alte case de amanet care nu mai dau niciun semn sau care nu răspund. Da, să știi că chestia asta e foarte importantă, pentru că dacă omul vede că tu ai fost un prieten cu el și l-ai ajutat, te recomandă la alții. Și de-aia compania noastră este cea mai mare din România. Nu aveți nevoie de cineva care să vă facă reclamă, adică noi doi? Practic, noi să fim imaginea casei de amanet. Cu fața mea, cred că eu să îi cânt, aduc pierderea. Eu să cânt adică când am o zi grea în fața amanetului și eventual... Iar doar tu câștigi, pentru că oamenii când o să vadă că mine o să se gândesc că era... Tu ce poți face la el în firmă, îți spune ce poți face. Tu conduci mașină, deci vine clientul, lasă mașina, iei mașina frumos, ești practic... Valet. Nu valet, ești, ai fi un manager al amanetului. Da, și asta e drept, dar bine... Acum, măi, modelul ăsta e cumva, l-ai văzut afară cu amanetul ăsta pentru mașină? Adică bănuiesc că nu e... Am văzut afară și inclusiv afară am văzut că noi oferim prima lună gratuită. Și nici măcar nu te obligăm să ții mașina mai multe luni. Adică dacă tu vii cu mașina, da, ai o mașină de 20.000 de euro, noi îți dăm 10.000 de euro o lună de zile, fără niciun cost, și nici măcar nu te obligăm să o ții mai multe luni. De ce facem chestia asta? Ca să demonstrăm că noi suntem un partener de încredere. Adică nu e bullshit ceea ce spun. Chiar combinație. Da, pentru că... Adică dacă eu amanetez pentru o lună, luna nici nu dau bani. Da, și nu plătești nimic. Wow. Valabil doar la contractele peste 3.000 de euro. Ca să nu vină unul cu un longan și zice, dă și mie 500 de euro. Înțelegi? Dar au venit la tine vedete care au pus mașina la amanet? Uh-huh. Și vedete, și politicieni, și... Vrem nume. Nu, în niciun caz, e confidențial. Ar însemna că îmi distrug firma. Îți dai seama, chiar nu. Dar crede-mă că au venit vedete. Dar au venit vedete care să nu-și respecte contractul și să piardă mașina? Nu. Pentru că noi facem totul ca să nu piardă clientul mașina. Pentru că atunci, repet, omul vede că ai fost prieten cu el. Știi? Dacă tu te-ai dus și în momentul când a depășit contractul te duci la executorul judecătoresc, omul vede că noi n-am avut pic de înțelegere, știi? Deși asta nu este contract, noi mai așteptăm o zi, două. Repet, e foarte important să faci ceva pentru client, pentru că atunci clientul te vorbește de bine. Și reclama din gură în gură e cea mai importantă. Și cea mai bună. Cea mai bună. Păi du-te la aia, că sunt super ok oamenii. Și de-aia, chiar am ajuns să fim cei mai mari din România. Te-a amenințat vreodată vreun samsar după ce l-ai desconspirat? Doar în momentul în care am avut conflicte cu ei. Deci da, eu vreau să dau un exemplu. Eu vreau să aud. Deci tu te-ai dus, l-ai prins, l-ai nu știu ce. Uh-huh. Cum s-a prins că a fost filmat sau cum mai eu? Cum de aflat și te-a amenințat? Păi, s-a văzut pe internet, nu? La unul i-am zis eu că îl filmez și la unul m-a văzut când eu aveam camera oprită și am aranjat camera. Uh-huh. Și și-a dat seama. Și cum a început frumos discuția? Păi, te omor. Păi nu, a început să mă înjure, a trebuit să tai eu, să pun bip-bipul, știi? Era să, și când, fii atent, când a plecat efectiv, a dat în spate. Să dea peste mine. A vrut să lovească. Bă, pe bune, deci chiar se vede pe filmare. Căutați pe YouTube, Andy Samsar. Da, deci nu știu dacă din greșeală sau nu. Chiar nu știu dacă din greșeală sau nu, dar s-a întâmplat chestia asta. Hai să dăm noroc să uităm problemele și supărările. Deja m-am amețit. Domnule, stai că mai avem, stai să-ți mai pun ție un pic. Și dacă te-ai amețit, înseamnă că îți place vinul, exact. Așa că îți dăm și ție cadou o sticlă de vin alb de la Domnule Davidescu. Pentru că eu vreau să știu dacă te-a luat vreodată la bătaie vreun samsar. Nu.
Chiar e, adică... era foarte tare dacă mă lua. Chiar m-am gândit că ar fi fost foarte tare să mă ia, pentru că ar fi ieșit show, îți dai seama. Dosar penal pentru el, da. Scandal, media attention. Vizualizări pentru tine. Da, adică chiar ar fi fost... Dacă l-aș fi regizat, aș fi făcut chestia asta. Știi? Vreau să știu dacă ai mai mult succes la femei de când ai mașini scumpe. Da, pentru că femeile nu sunt materialiste, nu sunt gold digger. Orice femeie își dorește un bărbat capabil, un bărbat care să aibă succes, da? Un bărbat competent. Eu zic că asta își doresc femeile. Cred că știu ce își doresc femeile. Nu își doresc un bărbat care să arate doar bine și să nu aibă ce învăța de la el. Din păcate, audiența mea este 90% băieți și 10% fete. Pentru că ai și un domeniu la care se pricep cel mai mult bărbații. Mm-hmm. Primești multe propuneri indecente pentru că ești bogat? De la femei? Da, bine. Dacă ai și de la bărbați, am văzut că toți am primit. Și, dar eu chiar nu mi-am înșelat niciodată soția, deși am foarte, foarte multe, crede-mă, am foarte multe ocazii. Ai noroc, Doamne ajută, adică, pentru asta, aici chiar dă noroc ajută. Acum, deci n-ai, bravo. Doamne ajută, Andy, bravo, felicitări. Simt că nevastă mea nu apreciază suficient chestia asta, știi? Chiar simt că nu apreciază. Ce spune femeile? Dacă întreabă, de ce întreabă? Dacă nu întreabă, nu, de ce băi, întreabă? Erau... Dacă vorbește cu nu știu cine, dar de ce îi răspunde lui aia? Dar de ce îi dă aia follow? Dar de ce îi dă aia like? Dar de ce îi dă și el? Știi care e treaba? Eu acum înțeleg de drama lui și eu am văzut faza asta făcută taman invers cu soțul femeii când a zis, băi, am făcut un cont fals pe Tinder și am pus poza soției. Și de unde eram scârbit de ea și aia și am văzut în primele ce două ore 3.000, pe urmă nu știu cât 70.000, pe urmă nu știu cât și a zis, bă, am ajuns, dă-mi vine să-i fac și mătănii în fața ei. Așa probabil că poate să se întâmple și invers, să zică, băi, ia uite câte oferte primesc. Ești o persoană geloasă? Nu. Noi avem câteva întrebări aici. Fă tu, da, în această deci o întrebare care conține mai multe întrebări. Ia, te rog. Deci practic tu nu-ți urmărești soția, nu o verifici? Niciodată, nu. Nu-i pui GPS să vezi unde are locația? Niciodată. Păi nu, care mașina, că aventatorul sigur are, mă jur că... Deci auzi, crede-mă că nevastă mea nu e pasionată de mașini și abia după 6 luni am plimbat-o cu mașina, dacă îți vine să crezi. Nu cred. Pe cuvântul meu. Da. Deci... vreau să știu așa. Deci, practic, nu urmărești, nu i-ai pus GPS. Asta nu e clar până acum. Dar telefonul soției tale, îl verifici? Băi, îl mai verific cu nouă. De ce să mint? De ce să mint? Să trăiești că ai recunoscut. Da. Că știam că... Da. Bacul meu e că eu și palmea mi-l verific eu singur câteodată zic să nu. La ce te uiți? La mesaje, la WhatsApp, la poze șterse, la poze nu știu cum? Ea știe că m-a zis că mă învăță, jur că m-a învățat și pe mine. Mă duc direct în gallery la trash. Da, da, la trash. Știi că e o problemă să găsești trash-ul? Băi, greu e să găsești trash-ul până nu dacă... Nu, acum, sincer, mă uit doar la WhatsApp și la archive, la arhivat. Dar nu e cazul, știi? Nu e cazul. Să știi că și pe mail poate să fie. Băi, eu nu știu cum, dacă să zic, dar... Da. Hai că nu știe lumea, bă, dar eu știu așa, ultima fiță pe care am auzit-o era ceva legat pe sex, când a fost și cu pandemia și aia, bă, eu n-am crezut că există așa ceva, s-a făcut pe LinkedIn. Bă, tu n-ai înțeles pe LinkedIn? LinkedIn este un site de business, da. Adică n-are nicio treabă. Nu e WhatsApp, nu ne dăm videouri pe WhatsApp, mai facil e WhatsApp-ul și asta. Da. LinkedIn e acolo unde spui tu profilul, unde... E business, all business. All business, adică, mă, oamenii erau pe LinkedIn. Și eu îmi dai seama că pentru mine a fost o curiozitate. Mă, și cum ai făcut? Adică, cum era treaba? Bine, se spune LinkedIn. Da, pe LinkedIn, am zis și eu. El am înțeles altceva. Nu, tu zici cu G, LinkedIn. Nu, LinkedIn. Tu zici cu G. Da, tu zici cu G și nu, cu K. Nu, nu e G, e LinkedIn. Cu K. Știm și cum se scrie și altceva. Ok, am înțeles altceva. Nu LinkedIn. Adică... Asta am înțeles, Octav. Zice lumea că am băut că ne-am făcut, dar nu ne-a luat. Hai, băut, Octav, da, mult, hai. Dacă ar fi ceva ce nu ți-ar plăcea la iubita ta, da, ei spune să-și facă o operație estetică? La soția ta, pardon. Nu, dar nu sunt... Adică, pentru mine, un turn-on nu e fizicul, e caracterul. Înțelegi? Deci nu-ți plac femeile de plastic? Nu. Adică, da. Oricând putea să-și pună silicone și nu și-a pus, știi? După ce a născut, te referi tu. Da. Dacă ai putea să o iei de la capăt, da, crezi că ai putea să reconstruiești tot ce ai? Cu siguranță da și cu siguranță mult mai ușor, pentru că acum am toată experiența, știu ce am de făcut, am 41 de ani, simt că nu am trăit degeaba și am acumulat foarte multă experiență și asta aș recomanda tuturor celor de 20 de ani sau de 16, 17, 18 ani,
Nu e cazul lui care 50 plus? Să acumuleze cât mai multe informații. Pentru că dezvoltarea personală nu e o vrăjeală. E o chestie, te face să evoluezi în viață. E bine să evoluezi în absolut toate aspectele vieții tale. Întrebare. Dacă avea acum disponibil 100.000 de euro, în ce i-ai investi? În business-urile mele. Să zicem că... Care din ele, nu știu. Da, în ce ai investit tu acum 100.000 de euro? Dacă ar fi să mergi o afacere, da? Și să ai 100.000 și să vrei să-ți creezi o afacere. Aș face două case, m-ar costa 50.000 de euro casa și le-aș vinde cu 100.000 de euro. Timp de construcție, un an. Mm-hmm. Deci într-un an mi-aș dubla banii. Și oricine ar putea să facă chestia asta. Dar trebuie să ai experiență de construcții. De asta eu, când am început business-ul de construcții, mi-a luat lângă mine un om care are experiență de 15 ani. Adică mi-a luat un partener de încredere. Deci nu pot eu să mă apuc acum să construiesc asta case dintr-o dată. Nici eu n-am putut să fac chestia asta. Și atunci din fericire am un prieten care știam că construiește de 15 ani și am zis, bă, uite, eu am bani, tu ai experiență. Hai să facem un business. Hai să facem împreună. Da. El ar fi putut să mă fure cu sute de mii de euro, că i-am băgat 1 milion de euro în afacerea asta. Și ar fi putut să mă fure cu sute de mii de euro. Dar jur că niciodată n-am verificat. E cel mai corect om pe care îl cunosc în viața mea. Tu, acum, că toată lumea e în disperare acum, că a căzut cripto asta. Deci tu n-ai investit în cripto în acest moment în care toată lumea spune că acum e momentul să investim? Să spun de ce. Nu e ceea ce eu fac nu e potrivit pentru toată lumea. Pentru că eu, având foarte mult capital, nu mai are rost să risc. Dacă n-aș avea bani, aș risca. Când n-ai bani, riști. Când ai bani, nu-ți mai vine să riști. Pentru că prefer să faci o investiție mai sigură. E vorba de aversiunea ta, da, față de risc, da? Când te-ai riscat-o mereu, că n-am avut bani. Da. Nu, tu când n-ai bani, e normal să ai o aversiune de risc față mai mare bine față înțeles, de risc. Da? Înțeles. Când ai bani, de ce să nu? Prefer să mai câștigi mai puțin, dar sigur. Dar să fii sigur că câștigi. Exact. Adică eu acum nu mai are rost deci să mai risc. Deci acum e prea volatilă piața asta cripto încât să te arunci în așa ceva. Dar nu mai are rost să risc. E posibil să câștig 10 ori, e posibil ca Bitcoin să ajungă de la 20.000 cât e acum la 50-60.000, dar de ce să stau să risc? Nu mai bine investesc eu în business-urile mele care sunt sigure? Adică are sens. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Mulțumim, Andy Popescu. Și ne vedem data viitoare. Mua! Here we are, we're the princess.